Salutare, m-au rugat uh, membrii de pe Telegram să fac uh, un update despre Elrond și o analiză în același timp. În primul rând, ar vrea să încep cu faptul că problema care au avut, o să zic așa, cei de la Elrond în aceste zile a fost remediată instant, adică au blocat uh, maiarul pe loc și banii au fost recuperați. Diferența a fost uh, și suportată de cei de la Elrond. Dacă luna ar fi făcut același lucru, cred că nu am fi fost în problema în care foarte mult suntem acum, inclusiv eu am pierdut o sumă relativ mare, nu mă plângă, mi asum, dar asta este. Și de aceea cred că proiectul Elon este unul fabulos în continuare și în următorul bul criptomoneda va reveni acolo unde este locul în top 10. Bun, găsim astăzi Elrond Gold 62 de dolari, Market Cap este pe locul 48 pe Market Cap. Și o să intrăm să și facem o analiză. Bun, așa cum foarte mulți dintre voi știți, a avut all-time high-ul la 407,98 dolari de cenți, acolo a fost all-time high și de atunci până acum moneda a pierdut 87,68%. All Time High-ul a avut pe 23 noiembrie 2021 și cel mai mic preț al monedei este de 5 lire, vorbim de lire. Și all time high a, avut, a, fost în 407 lire. Vorbesc de lire, eu sunt în Marea Britanie. Deci, repet, 407 lire all time high și cel mai mic preț 5 lire. Bun, în circulație astăzi sunt 22,5 milioane și prețul de astăzi în lire este 49,69 respectiv 62 de dolari, 432 și cel mai low preț a fost în ultimele 24 de ore de 48 de lire și all-time high în 24 de ore l-a avut de 53 de lire. Market cap a scăzut cu minus 71% și în 24 de ore doar cu 1,5%. La maxim supply este 0%. Total de volum este 42,5 milioane. Paginile oficiale le pot lăsa eu dacă doriți. Bun. Tehnologia Elrond este un smart contract execution platform și poate face 15.000 de tranzacții pe secundă. Proiectul este unul fabulos, este un proof of stake economic model cu limited supply. Tokenul numit este eGold. Bun, haideți să facem și o analiză tehnică. Pe daily time frame, criptomoneda a scăzut în continuu și așa cum singur puteți vedea, prețul este un extrem, extrem, extrem de jos. Am mai avut acest preț în iunie 2021. Este un preț foarte bun de achiziție, proiectul mi-e foarte greu să cred că vreodată va putea pica în cap complet, din contra. Așa cum vedeți pe, așa cum vedeți, pardon pe acest Fibonacci, este în zona de cumpărare și între 58 și 169, așa arată indicatorii Elron Gold, se poate face uh, acumulare sau DCA, dollar cost average. Cred că în următorul bull run, chiar la începutul bull cred că Elron Gold poate reatinge fără probleme undeva zona de 200 de dolari. Până când se va respinge din nou. Deci, cei care aveți posibilități financiare, puteți cumpăra Elon Gold. Este un proiect care eu pur și simplu l-am cumpărat în presale în 2019, chiar la început, la recomandarea unui prieten, care țin să-i mulțumesc pe această ocazie, Florin Lazar. Și cred că Elon este un proiect fabulos care nu ne va lăsa baltă cum au făcut-o altele. Rămâne de văzut însă. Cam atât despre El Rongol. Dacă doriți altă analiză, îmi scrieți și eu o voi face în măsura timpului disponibil. Toate cele bune!